Serele din Râmnicu Sărat și-au recăpătat în mare parte utilitatea și deja investițiile dau roade. Angajații administrației domeniului public au asigurat din sere răsaduri de flori pentru decorarea și înfrumusețarea spațiilor verzi și a parcurilor din oraș. De asemenea, echipele ADP sădesc și îngrijesc florile și arbuștii plantați în municipiu. Programul lor nu este unul stabil, sau nu pot să spun că lucrătorii de acolo își desfășoară activitatea doar în seră. Activitatea noastră este în teren de regulă, în seră ne ducem, pregătim materialele pe care vrem să le sădim, udăm ce avem de udat, udăm plantele de acolo, tăiem iarba, după aceea ieșim pe stradă, pentru că în stradă este cel mai mult de lucru în perioada aceasta, pentru că, v-am zis, nu este suficient doar să plantăm, este foarte important să le întreținem și să le ținem în viață. Angajații ADP Râmnicu Sărat au achiziționat și alte plante pentru înfrumusețarea orașului. Floricelele noastre au fost cele care sunt pe ghivece și tot ce înseamnă puiet de arbuști. Restul au fost achiziționate, dacă discutăm de panseluțe, au fost achiziționate pentru că noi nu am reușit să le facem, ne trebuia un timp destul de lung și știți bine că nu am avut sursa de căldură care să ne ajute la dezvoltarea lor. Sperăm ca anul viitor să ieșim cu floricelele noastre. Fetele au plantat în continuare, au încercat să mulțească toate plantele pe care le-am achiziționat sau poate că le-am primit ca și donație și avem destul de multe ghivece create de noi. În mare parte sunt mușcate curgătoare, care cumva încep să prindă viață și se dezvoltă frumos și vor fi puse în continuare pe domeniul public. Am pus o parte din ele, le vom înlocui pe cele care nu merg și tot așa o să trebuiască să avem grijă de ele în fiecare zi. Administrația domeniului public Râmnicu Sărat a demarat lucrările pentru refacerea serelor în urmă cu 3 ani. Înainte de a se desființa, fostele sere furnizau flori pentru decorarea întregului oraș.